Discutăm despre deviația de sept. Spuneți-ne, vă rog, ce înseamnă în primul rând și când este absolut necesară operația, intervenția chirurgicală. Ce înseamnă deviația de sept? Este acel sept nazal, este un perete care desparte cele două fose nazale. El ar trebui să fie drept, dar marea majoritatea pacienților îl au deviat într-o parte sau în alta, în stânga sau în dreapta. Și asta înseamnă deviație de sept nazal. Cu ea ne putem naște, să fie genetică sau traumatism obstetrical în timpul nașterii, sau putem dobândi în timpul vieții datorită unor traumatisme, mai ales în copilărie. Această deviație de sept ce implică? Implică îngustarea fluxului respirator pe nas, că respirăm mult mai prost decât ar trebui. Și asta o vedem, mai ales că respirăm doar pe o parte mai prost. De exemplu, putem să facem o probă, punem o oglindă sub nas, la nivelul nasului, și respirăm și vedem cum se aburește oglinda respectivă. Și ar trebui să facă două cercuri simetrice. E, când avem o deviație de sept spre dreapta sau spre stânga, vedem că pe partea unde e deviație de sept, bucla rotundă e mult mai mic și atunci ne dăm seama că pe partea aia respirăm mult mai prost. Asta înseamnă, ar fi deviația de sept. Ce înseamnă deviația de sept? Ce alte simptome pot exista în afară de faptul că nu puteai respira, că ne simțim nasul înfundat? În primul și în primul rând, această deviație de sept are o evoluție cronică. O avem de când suntem mici și de-a lungul vieții trăim cu ea. Și ea obstrucția nazală și respirația proastă se agravează, dând cefalee, durere de cap în primul rând, dă tulburări de memorie, oboseală fizică și mentală. Dacă organismul nu mai respiră oxigen cum trebuie, nu mai primește oxigen cum trebuie, începe încetul cu încet să meargă pe un generator de rezervă și apare o oboseală matinală. Ne trezim dimineața mult mai obosiți, că nu respirăm în timpul nopții corect, respirăm de cel mai multe ori pe gură și nu pe nas, apar durerile de cap mai întâi dimineața și apoi permanente pe toată ziua și apare și oboseala mentală, tulburări de memorie. Nu mai putem să ne facem treaba la serviciu și efortul fizic, sport, exemplu, dacă facem activități sportive, nu mai putem să le mai facem corespunzător din faptul că nu respiră organismul cum trebuie, nu primește oxigen cum trebuie. Alt simptom ar fi sfărăitul, clasicul sfărăit, de care oamenii, majoritatea oamenilor, se plâng. Sfărăitul e dat în primul și în primul rând de această obstrucție nazală, de această deviație de sept, care creează obstrucția fluxului respirator nazal și creează sfărăit. Și consecutiv cu sfărăit, noaptea apare sindromul de apnee în somn. Ce înseamnă sindromul de apnee în somn? În momentul în care pacientul nu respiră pentru 10 secunde. Acest lucru nu e normal. Când apare acest sindrom de apnee în somn, ne dăm seama clar că e o problemă respiratorie și că ar trebui rezolvată. De asta și ajungem la problema când ar trebui să facem, știm că avem deviație de sept, dar când ar trebui să facem această operație de deviație de sept. E, în acest moment în care simțim că ne trezim dimineața obosiți, că avem dureri de cap permanente, că partenerul de viață ne spune în timpul somnului că vezi că nu respiri pentru mai mult de câteva secunde, sforim foarte puternic, nu putem să ne facem viața de zi cum trebuie, că suntem mult mai obosiți decât în mod normal. În momentul ăla ne dăm seama că avem o problemă cu respirația și ar trebui făcută această operație. Dacă nu facem, mulți pacienți îmi zic, m-am obișnuit cu respirația asta mai proastă, supraviețuiesc eu toată viața așa. Nu e chiar așa. Dacă nu facem această operație și nu respirăm corect, nu primește oxigen, creierul cum trebuie, calitatea vieții se strică și viața nu mai e atât de comodă cum ar trebui să ne fie și pe de altă parte apar o grămadă de alte probleme de sănătate. În principiu, nu respirăm pe nas, nu respiră sinusurile cum trebuie, nu se ventilează sinusurile cum trebuie și apar rinosinuzite acute și cronice, secrețiile din sinusuri pe care ar trebui într-o răceală să le eliberăm, să le suflăm afară, nu mai ies afară pe nas datorită acestei deviații de sept și se duc în spatele nasului, curg în gât și ajungem la faringoamigdalită, ajungem la inflamație cronică a faringelui, a gâtului și la senzația de durere de gât constantă. Foarte mulți pacienți vin în cămin și spun am durere de gât și senzația de nod în gât permanentă. Poate să fie de datorită acestei deviații de sept care nu lasă secreția din nas să curgă în afară. Putem să mai avem sângerări nazale permanente, dar iarăși datorită acestei deviații de sept.
putem să facem și otite, să ni se înfunde urechea datorită obstrucției nazale, datorită neventilării corespunzătoare a urechii medii. Un sunet ca să treacă prin urechea medie, acea ureche trebuie să fie ventilată, trebuie să primească aer, aer care vine prin nas. Dacă nasul e mult mai înfundat decât în mod normal, apar otitele medii, disfuncțiile tubare și astfel o grămadă de probleme. La cei vârstnici, la oamenii după 50-60 de ani, această respirație greoaie pe nas nu ajută nici inima. Putem să ajungem la o hipertensiune arterială, la o insuficiență cardiacă mai agravantă, pe fondul că inima și organismul lucrează mai mult să faciliteze să intre aerul mult mai ușor. Asta ar fi unele din cele mai importante consecințe negative ale păstrării unei deviații septe în organism. Cam cât durează procesul de recuperare de după intervenția chirurgicală? În principiu, vindecarea postoperatorie a unei deviații septe durează între 4 și 6 săptămâni. Trebuie să avem răbdare. În prima săptămână postoperatorie, nasul este înfundat datorită inflamației mucoase și datorită unor secreții care apar acolo. El, pacientul trebuie să vină la doctor regulat în timp de o lună postoperatorie să îi se curețe nasul de acele secreții care apar postoperatorii. Deci trebuie să avem răbdare cam o lună postoperatoriu să ni se desfunde nasul complet. Cam la 4-6 săptămâni după operație nasul e desfundat complet și simțim într-adevăr că operația a avut succes. După operație, pacientul cât stă internat? Două zile trebuie să stea internat. Operația, mulți pacienți vor să știe în ce constă operația și cum se face această operație. Această operație se face cu anestezie generală, în cele mai multe cazuri. Durează cam o oră. Procedura este, se pot face mai multe metode, dar cea mai utilă și cea mai ideală ar fi metoda clasică cu bisturiu. Pacientul este adormit, nu simte nimic din ce facem și post-operator, imediat după operație, pacientul ar trebui să stea cam două zile în spital cu nasul înfundat, se pun niște bureței în nas ca să oprească sângerarea. În momentul acesta în care pacientul stă în spital cele două zile, nasul este complet înfundat și el respiră pe gură. În aceste două zile e ușor disconfort al pacientului pentru că apare o ușoară durere de cap, nu atât de mare, ușoară durere de cap pe fondul că respiră numai și numai pe gură. După două zile se detamponează pacientul, se scot bureței din nas și pleacă acasă și revine la control cum îi cere medicul ca să se corecteze, să se facă toaleta nasului și consecutiv se vindecă încetul cu încetul mucoasa nazală postoperatorie.